Rusia a dat replică Uniunii Europene pentru sancțiunile impuse asupra ei în luna martie și a aplicat măsuri asupra a 8 înalți oficiali europeni. Printre ei se numără și președintele Parlamentului European. Reacția Moscovei vine într-un context deja tensionat cu NATO și UE din cauza situației din Marea Neagră și estul Ucrainei și în urma unui lanț de diplomați expulzați de mai multe țări. Printre oficialii sancționați de Rusia se numără David Sassoli, președintele Parlamentului European, Vera Jourova, vicepreședinte al Comisiei Europene pentru Valori și Transparență, dar și Jörg Raupach, procurorul șef al Berlinului. Lor li se mai adaugă alți trei oficiali europeni. Uniunea Europeană își continuă politica de măsuri restrictive, unilaterale și ilegale care vizează cetățeni și organizații ruse. Această practică este contrară Cartei ONU și standardelor fundamentale ale dreptului internațional. În plus, este însoțită și de isterii antiruse alimentate de presa occidentală, a precizat Ministerul de Externe rus într-un comunicat oficial. Uniunea Europeană a reacționat la scurt timp și a caracterizat sancțiunile Rusiei drept lipsite de fundament, inacceptabile și fără bază legală. Împreună cu David Sassoli, președintele Parlamentului European și Ursula von der Leyen, condamnăm în cei mai categorici termeni decizia inacceptabilă a Rusiei de a interzice președintelui Sassoli, comisarului Vera Jourova și altor șase oficiali ai statelor membre ale UE să intre pe teritoriul său, a scris președintele Consiliului European, Charles Michel. Măsura aplicată de Rusia vine după ce, pe 2 martie, Uniunea Europeană a impus restricții împotriva a patru ruși care se fac responsabili de încălcări grave ale drepturilor omului. Între acestea se numără arestări și detenții arbitrare, tortura sau reprimarea comunității LGBT și protestele pro-Navalnei de acum câteva luni. Replica Federației Ruse a apărut însă într-un context deja tensionat dintre Rusia, NATO și Uniunea Europeană. Totul a fost generat de mobilizarea masivă de forțe armate rusești la granița cu Ucraina și în Marea Neagră, de ciocnirile dintre armata ucraineană și separatiștii susținuți de Rusia, dar și de o serie de expulzări reciproce de diplomați.